Clubul de seară cu Toader Păun la Europa FM. Cel mai mare club din România, deschis de luni până joi de la 19 la 21 pe frecvențele Europa FM, locul unde ne întâlnim cu oameni frumoși și speciali și cu eroi care ne ajută să fim optimiști în aceste zile și să trecem mai ușor peste perioada de izolare. Unul dintre oamenii speciali cu care ne dăm întâlnire în această seară a făcut o surpriză tare plăcută pe final de martie și o să aflați imediat despre ce este vorba. Regizorul și actorul Vlazan Firescu alături de noi. Bun venit în club! Bine, v-am găsit. Te-am adus direct în club din propria bucătărie. În primul rând, toată lumea sănătoasă, bine, cum e acasă? Tot ok. Perioada delicată. Ne întoarcem prin parcuri. Dar măcar prin parcuri, cred că ar fi bine să ieșim la un moment dat. Da, e complicat în perioada asta pentru că suntem cumva la distanță și ținem legătura doar cu ajutorul tehnologiei. Uneori ne mai face fiță și ne cerem scuze dacă sunt unele întreruperi. În acest moment suntem live via Skype, ne vedeți și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Ziceam de o surpriză făcută de Vlazan Firescu, foarte frumoasă. Pe net s-a întâmplat, la final de lună martie a pornit un serial online în care și-a adus foarte mulți prieteni, actori celebri pe care îi puteți vedea pe pagina de Facebook Serial Online Discutabil. Despre ce este vorba? Care e ideea unui serial făcut din propria casă? Unul din bucătărie, unul din sufragerie? Suntem toți în bucătărie. Ideea originală a fost a lui Alexandru Popa și a gândit-o acum 5 ani de zile. A gândit un format de serial care se chema la fel, Discutabil, avea și în față un Ești prost, Discutabil, și mie nouă ne-a plăcut atât de mult ce a scris, o să vă dezvălui în premieră că este primul text scris de Alexandru Popa și ne-a plăcut atât de mult încât l-am produs pilotul din resurse proprii. Mi s-a părut atât de interesant și de bine scris și așa, încât am produs acest pilot. Soarta lui a fost mai delicată, uite, până în ziua de azi, când a ieșit la lumină, a venit Cristina Dobrițoiu, producătorul nostru, cu care am făcut și filmul Secretul Fericirii, tot cu Alexandru Popa, scris de Alexandru Popa, și ea a spus, dar măi, noi avem proiectul ăla Discutabil în care erați toți într-o bucătărie. Era un fel de Seinfeld românesc, dacă vrei. La Seinfeld era toată lumea în sufrageria lui Seinfeld, în mare parte, 80%, 90%, și noi ne propusesem la fel să fie 80-90% din serial în bucătăria respectivă. Dar acum a venit producătoarea noastră și a zis, măi, de ce nu filmăm fiecare din bucătăria lui? Același format. Mi s-a părut o idee extraordinară și am zis, hai să încercăm, de ce nu? Și ne-am apucat de muncă. Ce se întâmplă în Discutabil? Se vorba de niște oameni, prieteni, care, ca în orice bucătărie, se discută de toate pentru toți. Bârfe, lucruri care se întâmplă actuale în momentul ăsta, relațiile dintre ei, în ce măsură se dezvoltă. Fiecare o tipologie aparte, specială, după părerea mea, e bine construit de scenarist. Și evident sperăm și cu umor. Un umor care nouă ne place, un umor mai fin, mai subtil, Și cu substrat. Vlazan Firescu, dar cum se poate face așa ceva la distanță? Cum poți să regizezi? Cum vorbiți? Cum colaborați? Repetăm în fiecare zi. Ne muncim foarte mult acum acasă, în perioada asta în care, uite, așa s-a întâmplat să fie. Repetăm cel puțin două zile la un episod. A doua zi seara îl tragem. Textul nu e o improvizație. Textul, ne bucurăm, ni s-a tot spus că seamănă foarte tare a improvizație. Și asta pentru mine e o laudă, pentru că am vrut să pară asta. Nu există improvizație, sunt poate două, trei cuvinte pe episod și astea care ne scapă. Nu e că vrem să schimbăm ceva din text. Și ne întâlnim, repetăm și facem, filmăm. Avem două aparate, două monitoare care înregistrează în două stiluri diferite, pe urmă urmează un montaj. Și așa mai departe, e adăugată postproducția, muzica, tot ce înseamnă un produs.
voi vă gândeați de la început că va fi sub forma asta online sau că o să-l transformați în ceva care o să ajungă mai departe și că o să filmați în decoruri complicate, nu în propriile bucătării? Inițial era într-un decor, într-o bucătărie decor, evident. Dar acum, în felul în care funcționează acum, e așa, e fiecare la el în bucătărie. Da. Și nu ți-e cumva teamă că pătrunde așa lumea direct în intimitatea voastră, vă vede acolo în bucătărie, în Ismene nu am văzut până acum în primele episoade, dar nu e timpul pierdut. Păi o bucătărie, ce poate să fie foarte extraordinar sau de atât de nearătat? E o bucătărie, o ar fiecare cu bucătăria lui, na, mi se pare interesant. Apropo de lucruri de arătat, eu în seara asta mă laud, mi-am pus cravată, m-am îmbrăcat la cămașe proaspăt călcată ca să mă simt că merg la teatru și la o întâlnire cu oameni speciali, cu actori. Chiar nu vă este dor de întâlnirea asta, voi pe scenă, oameni în fața voastră? Evident, evident. Și ce se întâmplă acum ce fac teatrele, mi se pare o idee lăudabilă, că peste tot în lume se transmite online și se pun spectacole. Numai că mi se pare că e o idee care nu poate să dureze, după gustul meu, pe termen lung. Dacă lucrurile astea se prelungesc, cred, după părerea mea, cred că nu o să mai țină. Lumea se va satura. Și evident că publicul va dori din nou întâlnirea cu actorii în sala de teatru. Și cred că lucrul ăsta se va întâmpla și nu foarte curând, pentru că chiar dacă măsurile se vor fi mai legere, publicul nu cred că va intra ușor, nu va reintra ușor într-o sală de teatru sau într-o sală de concert sau într-o sală de cinema. S-ar putea totuși să ne fie poftă destul de mare să ne reîntâlnim cu mai mulți oameni și cu niște actori și cu atmosfera pe care poți să o găsești doar într-o sală de cinema, de teatru. S-ar putea chiar să se dea o lege să evităm locurile aglomerate, adică lumea poate să iasă, dar să nu se ducă undeva unde e multă lume, deci inclusiv în sălile de teatru. Vedem ce se va întâmpla. Pentru tine, ca actor, este mai dificil să joci fără un public care să-ți dea un feedback imediat? Nu știu că e mai dificil, e mai puțin interesant. Întâlnirea și contactul cu publicul, sigur că face parte din viața noastră. Noi jucam acum până să se întâmple ce s-a întâmplat, jucam aproape în fiecare seară. Două zile pe săptămână eram plecat în turneu, luni și marți eram în țară cu All Inclusive și, sau cu Pânza de Păianjen, piese scrise apropo tot de autorul Alexandru Popa, care scrie și acest discutabil. Deci, sigur că ne e dor, sigur că vrem să ne întâlnim, să simțim din nou publicul. Așteptăm să se întâmple, mingea nu e la noi. Așa este. Apropo de ceea ce se întâmplă acum, cum privești viitorul? Se va reveni, sper, cred că se va reveni, dar se va reveni, repet, în sălile cu aglomerație se va reveni greu, după părerea, sau mai greu. Pacii nu vor fi imediat. Chiar dacă starea asta de urgență va trece, nu cred că lumea se va da buzna în sala de teatru. Sau nu cred. Cred că lucrurile se vor face gradual și cred că va mai dura. Profit că am văzut că ai ceva acolo bun în bucătărie și vreau să vorbim despre ce ai tu în față și ne întoarcem imediat pe frecvențele Europa FM. Nu te uita în jur că e fix în fața ta, ai să vezi imediat. Rămânem live pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Suntem alături de Vlad Zamfirescu și stăm la povești frumoase despre teatru și despre discutabil. Mă referam la doza aia frumoasă pe care o ai în față, nu pleca, dă rog și cu mine. Pardon, gata. Nu ai știu noroc? ce mai voiai să-mi arăți, noroc, sănătate. Nu înțelegeam, la ce te referi, mă uitam și eu, eram curios. Da, am descoperit că ai o bere înainte să intrăm în direct și dacă tot am pătruns în bucătăria ta, am zis să fim relaxați, trebuie să-ți fac o mărturisire, pentru că sunt în timpul programului, nu mi-am permis să beau vin, este suc Pepsi, dacă fac diferența. Da? Fiecare cu ce poate, las că vedem, mai discutăm mai pe seară să văd cum o să faci. Da, chiar. Cum e perioada asta? Ai descoperit noi pasiuni? Stai mai mult prin bucătărie? Ai început să gătești, să faci lucruri noi pe care înainte nu le făceai? Nu, am avut mai mult timp de citit. Am luat o carte să o recitesc, care mi-a plăcut foarte mult. Mă uit pe Netflix, stau cu copii, activități, fac o oră de activitate fizică pe zi cu copii, ies cu ei
cu rolele, n-am ce să fac, nu pot să-i blochez în casă, că este inuman. Și ieșim așa fără să avem contact cu nimeni, dar ieșim pe străzi, străzile fiind goale, ies cu ei, dau o tură și aia e. Ce se face? Reușesc cumva cei din jurul tău, cei dragi, să înțeleagă perioada asta de izolare sau e mai greu să-i convin să stea mai mult în casă? Nu, din păcate sunt o grămadă de gadgeturi care îi țin prea mult ocupați, după părerea mea. Jocurile astea pe computer și pe calculator sunt nenorocire. Și încerc să nu îi las cât ar vrea ei, dar pe de altă parte și înțeleg că și eu la vârsta lor, dacă aș fi avut asemenea jocuri în față, sigur aș fi o băgat acolo 100%. Am înțeles. E complicat până la urmă să fii o fire atât de activă, tot timpul cu proiecte, alergând, filmări, repetiții și brusc să trebuiască să stai locului, nu? E foarte ciudat. Eu am resimțit-o ca o chestie extrem de ciudată, extrem de ciudată. Mi-e greu să mă obișnuiesc. Da, acum, nu, cred că suntem pregătiți, omul e pregătit să îndure multe. Au trăit oamenii după război și au trecut prin niște chestii inimaginabile. Și au făcut față și s-au dus mai departe. Deci omul cumva cred că e pregătit să se adapteze. Crezi că se schimbă cumva secretul fericirii după experiența asta? Ei, nu știu, că secretul fericirii nu știu cine l-a descoperit, dar eu am făcut doar filmul. Secretul fericirii nu știu dacă l-am descoperit. Dar sigur se vor modifica lucrurile. Vom privi lucrurile poate puțin altfel. Pentru tine, acum, care principalul lucru pe care simți așa că îl vei vedea schimbat după perioada asta de izolare prelungită? Eu sunt foarte curios de interacțiunea umană, dacă va fi aceeași. Observ oamenii la magazin unde mă duc să fac aprovizionare, observ că parcă ne raportăm un pic altfel unii la alții, știi? Cu eleganță, cu delicatețe, dar totodată simt pe dedesubt și o teamă. O frică. Sunt drăguț cu tine, dar stai puțin mai departe. Ceea ce, nu știu, mi se pare puțin ciudat. Nu știu dacă va rămâne asta, raportarea, sper să nu, dar e o modificare. Pe de altă parte, distanțarea asta e sănătoasă în perioada asta și e bine dacă unii înțeleg că e nevoie de ea. În perioada asta, dar eu nu cred că e sănătoasă pe termen lung. Oamenii sunt făcuți să se apropie cu căldură unul față de altul, să se îmbrațe, să se îmbrățișeze, să strângă mâna, să se privească în ochi. Avem nevoie de asta, toți cred. Apropo de privit în ochi, uite, foarte mulți colegi de scenă în acest moment reacționează la live-ul nostru și sunt colegi de la alte teatre și instituții de cultură care se uită la noi și îmi spun că perioada asta le este destul de dificil și din mai multe puncte de vedere. Nu doar că nu este întâlnirea cu publicul, dar este și o perioadă cu o presiune imensă, mai ales din punct de vedere financiar, pentru actorii care trebuie să alerge ca să-și câștige. Ai atins un punct foarte delicat. Există mai ales actorii care nu sunt angajați, vorbind de independenți, care cred că trec printr-o perioadă foarte, foarte grea. Ei depindeau de spectacolele zilnice pe care le aveau, câteva pe lună, unii mai multe, unii mai puține, dar erau efectiv depindeau de ele. În situația asta în care ei trebuie să-și plătească o chirie, trebuie să mănânce, e foarte, foarte complicat. Am înțeles că am participat la o strângere de fonduri pentru actori independenți. Am înțeles că se implică și statul într-un fel, îi va ajuta cumva. M-am bucurat foarte tare că se întâmplă asta. Nu știu în ce măsură va funcționa pe termen lung, pentru că dacă lucrurile mai țin, lucrurile să ții jumătate de glob, să nu muncească în secunda asta, este pentru economie, e un dezastru. Un dezastru. Dacă vor continua, dezastrul va fi din ce în ce mai mare. Oamenii, în general, văd actorii și oamenii care lucrează în showbiz ca fiind înconjurați doar de o strălucire și având foarte multe beneficii, dar de fapt nu realizează că acele beneficii vin cu niște costuri foarte mari din toate punctele de vedere. Și în perioade din astea vă este cumva mai greu să supraviețuiți, pentru că nu e ca și cum în această breazlă ați câștigat foarte bine, cel puțin în România, corect? Lucrurile s-au mai schimbat între timp. Există câțiva, mă rog, o categorie care au început să câștige și să fie pe un alt nivel. Nu vorbim de sume uriașe, exorbitante, dar
într-o normalitate, dacă vrei să-i spun. Și inclusiv salariile la teatre s-au mărit, deci lucrurile intraseră pe un făgaș cât de cât normal. E complicat dacă te-ai angajat la niște cheltuieli mari pe care trebuie să le plătești zilnic, cum ar fi o chirie, cum ar fi o rată, cum ar fi o lucruri care, nu știu, o rată se poate amâna 2-3 luni, nu știu cum au făcut ei acum, dar... Da, corect, o să fie dificil după aia. Te las 10 secunde cât să ne pregătim să revenim și pe frecvențele Europa FM. Mulțumesc! Sigur. Mulțumim pentru că sunteți alături de noi în Clubul de Seară la Europa FM. Stăm la Povești Frumoase cu Vlad Zamfirescu. Vorbim despre teatru, despre actori și despre Discutabil, un serial online pornit la final de martie, care vineri ajunge la un nou episod, nu? Despre ce va fi vorba în continuare? Vineri la ora 10 va fi difuzat episodul numărul 4, unde lucrurile se modifică puțin, cel puțin între relațiile dintre personaje. Nu vreau să dau din casă, deși sunt în casă, dar nu vreau să vă dezvălui încotro o ia povestea. Sigur că una din temele principale va fi tot coronavirusul, adică clar vom discuta și despre asta. Din punctul meu de vedere, al omului care crede că totul e în regulă, din punctul de vedere al lui Marius Manole, că conspiraționistul șef, care consideră că totul e pus la cale de o putere supremă și că cineva a gândit întregul. Din punctul de vedere al lui Cerban Pavlu, care joacă un ipohondru total, care crede că e pe moarte. Și alături de noi mai sunt și patru actrițe minunate, Carmen Tănase, Medea Marinescu, Nadiana Sălăgean și Kana Hashimoto, care și ele interpretează câte o tipologie umană. Și în fiecare episod, cine n-a văzut, din episodul 2 avem câte un invitat special la finalul episodului, care spun o mică poveste. La început a fost în episodul 2 Medea Marinescu, în episodul 3 Maia Morgăștern și vineri va fi un invitat surpriză, nu o să vi-l spun acum, va fi la momentul oportun veți afla cine este. Bine, doar teasing, am înțeles. Da. Până la capăt vrei să ne ademenezi să fim punctuali la întâlnirea cu voi la Discutabil. Așa că de final aș vrea să rămânem cu o idee optimistă și un mesaj cu care să ne încărcăm la finalul întâlnirii noastre. Pentru cei care stau acasă, care simt că în perioada asta este dificil, hai să încercăm să le dăm împreună un mesaj plin de optimism și de speranță că totul va fi bine. Măi, vorba personajului din Discutabil. Până la urmă totul trece. Asta nici nu știu dacă e de bine sau de rău, dar e un adevăr. Totul trece, inclusiv nenorocirile, inclusiv dezastrele, din păcate inclusiv și lucrurile bune, inclusiv și viața. Totul trece, dar hai să încercăm să ne bucurăm de ce avem în momentul ăsta, de ce e, de oamenii din jurul nostru, de prieteni, de familie, de copii, și să încercăm împreună să depășim momentul ăsta și să poate ne reușim peste 10 ani să ne aducem aminte cu nostalgie de ce s-a întâmplat, spunând totuși a trecut repede. După 2 luni, 1 lună de zile, totul a revenit la normal. Vlad Zamfirescu, mulțumim foarte mult, seară de milioane în continuare și ne vedem la teatru și la film, chiar și online în perioada asta. Doamne ajută, nu știu când, dar vă așteptăm cu drag. Clubul de Seară cu Toader Păun la Europa FM.